Proiectul privind acordarea statutului special pentru municipiul Bâlți nu a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Parlamentului. Propunerea a venit din partea partidului Șor, însă deputații PAS au refuzat să o susțină. În ajun, guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă în cadrul unei ședințe a executivului organizată în orașul Bâlți. Deputatul partidului Șor, Regina Apostolova, a solicitat includerea proiectului de lege privind statutul municipiului Bâlți pe ordinea de zi a ședinței de joi a legislativului și supunerea acestuia la vot. Apostolova a argumentat că discuțiile în privința acestui subiect durează prea mult și a venit timpul să se încheie, mai ales că guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege privind statutul municipiului Bâlți. Acest proiect se discută prea mult. Se discută din 2013, având în vedere că există deja avizul guvernului, fracțiunea partidului Șor solicită completarea ședinței Parlamentului de astăzi cu proiectul cu numărul 257 înregistrat în Parlament încă în data de 30 septembrie 2021 de către deputații PAS. Еще 30 сентября 2021 года под номером 251. Propunerea a fost susținută de doar 22 de deputați ai fracțiunii BCS, Partidului Șor și de către un deputat al majorității parlamentare. Proiectul de lege cu numărul 257 cu privire la statutul municipiului Bâlți a fost înregistrat la Secretariatul Parlamentului în data de 30 septembrie 2021 de către deputatul PAS Boris Marcoci, fostul candidat al formațiunii de guvernământ la alegerile locale din Bâlți. Acesta urma să fie supus dezbaterilor în plen în data de 18 noiembrie, cu trei zile înainte de primul tur de scrutin, dar a fost retras de pe ordinea de zi. De atunci, proiectul nu a mai fost depus la Parlament. În data de 6 iulie, în cadrul unei ședințe a executivului organizată în orașul Bâlți, guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege. Prezentându-și proiectul în septembrie 2021, Boris Marcoci a spus: din 2012 până în ziua de astăzi, multe guverne au început acest proiect, însă nu a fost dus până la capăt. Astăzi am înregistrat un proiect prin care capitala de nord a Moldovei să aibă un statut aproximativ cu cel al Chișinăului. Întrebat de TV6 de ce PAS nu a susținut propunerea de a include astăzi proiectul pe ordinea de zi, Boris Marcoci a spus că acesta va fi discutat săptămâna viitoare. Vreau să aibă grijă de proiectele ei, dar nu de proiectele mele. Pe joia viitoare va fi pus în plenul. Va fi acordat acest statut joia viitoare, așa să înțeleg. Da. Da, astăzi, de ce nu s-a votat? Care este motivul? Am încercat să obținem un comentariu la acest subiect și de la alți deputați ai PAS. Dumitru Alaiban a spus că se află la ședința Parlamentului și nu poate vorbi, iar Olesa Stamate nu ne-a răspuns la telefon. Deputații BCS susțin că nu înțeleg de ce majoritatea parlamentară nu a susținut proiectul înregistrat chiar de ei în Parlament. Asta este din categoria fariseismului politic, atunci când spui una și faci cu totul altceva. Foarte simplu, pentru că ei de fiecare dată s-au arătat s-au declarat că susțin municipiul, însă în realitate prin acțiunilor concrete din legislativ fac. Legea cu privire la statutul municipiului Bâlți ar trebui să consolideze finanțarea municipiului și să ofere mai multe oportunități pentru dezvoltarea regiunii în ansamblu. Consiliul Municipal și Primăria Bâlți vor avea mai multe competențe, municipalitatea va primi mai multe fonduri, se va crea un mecanism separat de colectarea impozitelor. Primarul Nicolae Grigorișin a declarat după ședința de guvern care a avut loc miercuri la Bâlți că avizarea proiectului de lege cu privire la statutul municipiului Bâlți va garanta municipalității gestionarea eficientă a politicilor financiare pentru implementarea și dezvoltarea serviciilor publice.